În duminica a doua după Rusalii, preasfințitul părinte Antonie, episcopul de Bălți, alături de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit taina Sfântului Maslu la mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Preasfinția sa a fost întâmpinată în fața clopotniței soborul Sfinților Români, care și-a serbat în această zi hramul. Apoi, soborul a ajuns în incinta vechiului ansamblu monahal, unde se află Biserica Nașterea Maicii Domnului și altarul de vară Izvorul Tămăduirii. La taina vindecării a participat o mulțime impresionantă de pelerini din mai multe zone ale țării, care au ascultat cu evlavie rugăciunile rostite de către erar și de către slujitorii Sfântului Altar. Care a întâlnit izvorul celor ce era, în încurgerea Sfântului de 12 ani, cel ce pe fiica cananiei a izvorit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datorii celor de datorii și a izvorit iertare pe mine cei păcătoase, cel ce a izvorit de care se dă nouă în primul cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul a îndreptat pe vamă și ce ai primit pe păcătoarul. Și văzând farisei, au zis ucenicilor săi, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoși? Iar Iisus, auzind, a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă deci de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Îndurate și mulțumostive, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul și Fântul Dumnezeu cel viu, care nu voiești moartea păcătosului și să se întoarcă să fie viu. Bună mea, cea păcătoasă peste capetele celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertare. Predica de la finalul slujbei a fost ținută de către părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural și social misionar al Episcopiei Hușilor. Dăruind liniște, o dobândim și noi. Dăruind speranță celuilalt, o dobândim și noi. Dăruind echilibru în viața celuilalt, un cuvânt bun, puțin ajutor, de orice natură ar fi el. Le dobândim pe toate cu prinsosință, pentru că Dumnezeu le mulțește în viața noastră, pentru că am primit aici, în taina slujbelor dumnezeiești, acest har și acest lucru. Gândul acesta am să-l pun la inimile frăților voastre. Să priviți întâlnirea cu Dumnezeu din orice moment, din orice slujbă, ca o șansă extraordinară pe care o avem. Nu sunt lucruri banale. Nu sunt întâlniri banale. Chiar dacă le repetăm deseori în viața noastră, au aceeași importanță și pot să aibă același orizont de binecuvântare în viața fiecăruia dintre noi. Să aveți convingerea că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. De aceea suntem aici, ca Dumnezeu să ne asculte. Și El rămâne credincios făgăduințelor Lui că va asculta rugăciunile. Dar orice dialog presupune, pe lângă vorbă, pe lângă cuvânt, și ascultare. Dumnezeu ne ascultă. Atât timp cât și noi îl ascultăm. Să ne dea Dumnezeu putere pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, care ne vechează cu chipul ei luminos în icoana Fătătoarei Dumnezeu. Și pentru rugăciune tuturor Sfinților Români, pe care astăzi am pomenit în chip deosebit. Și care o protez paracrisul din clopotnița noua mănăstire. Să ne dea puterea de a fi o dignă pentru cei cu care ne întâlnim, pentru cei din familiile noastre. Și atunci vom avea ceea ce ne dorim cu toți. Liniște, o dignă și împlinirea rugăciunii. Domnul să ne binecuvinteze și să vă răsplătească tuturor osteneala, așa cum ne rugăm să le răsplătească osteneala Domnul Dumnezeu și Preacurată Sa Maică, Părintea Sfințitului Părinte Episcop Antonie, care ne poartă rugăciunile Preasfinției sale, Preacuviosului Părinte Sare, Sfântul Nicodim, care, împreună cu oftea
și cu ucenicii au, ne-au creat și ne creează de fiecare dată cadrul acesta minunat pentru a ne întâlni în rugăciune, să ne întâlni unii cu alții. Și tuturor să vă răsplătească, cum spunea Dumnezeu, jertfa obțineala, să vă numere pașii atunci când ne îndreptăm spre porcul bun. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbuș, și-a arătat recunoștință față de toți cei ce au înălțat rugăciuni pentru sănătate în cadrul slujbei. De fiecare dată, pentru noi toți, este o mare blagoslovenie, o mare binecuvântare. Cu siguranță fiecare dintre noi avem o mare nevoie de aceste rugăciuni, de dezlegarea cerești, nu în primul rând, taina Sfântului Maslu. Care este o mare putere în rugăciunea Sfântului Maslu și în ultimul rând prezența ieratului nostru, unde s-a format din mila lui Dumnezeu această frumoasă rânduială și de când era încă în altă sfântalinic, care actual este arhiepiscopia de Luxe, unde era de mai puțin prezent la aceste sfânturi arhierești. Mulțumită de această cale, Doamne, Sfântul nostru, Mitropolit Teofan, care de fiecare dată ne-a binecuvântat cu prezența eratului, atât la Sfintele Maslu, cât la tramurile Sfintele Maslu Mănăstirii. Îi mulțumesc această cale, în Doamne, Sfântului, Preasfințului Părinte Nichipor, episcopul nostru care trebuie să recunosc în mese drag sufletul meu de fiecare dată, când am rugat ceva, mi-a și împlinit ce am rugat și am rugat. De fapt, frăție voastre, mai tot timpul, ați dorit ce v-ați dorit Sfântul Maslu și prezența era. Neobosit-o preasfințitul nostru Antonie de Vărs, care a dat curs și trecurs de fiecare dată rugăminții noastre, niciodată n-am zis că este foarte obosit, că este foarte greu, să vină tocmai de la Bărți, deși nu este crucea în zona unde slujește preasfințitul nostru. Și de fiecare dată a răspuns cu aceea dragoste și vreau să nu știu cum să-i mulțumesc mai nici Domnului că nu trece cu vederea la rugămintea mea personală, în primul rând. Și cu siguranță vă folosiți și cu toți ne folosim, atât părinții împreună, rugători, slujitori, cât și frăție voastre, cei care aveți și avem o mare nevoie, mai mult vorbind de binecuvântarea lui Dumnezeu și aceste slujbe care se sfârșesc, fiindcă nu există om pe fața Pământului, să nu fie încercat de o boală sufletească sau turcească. Ne rătinim și să credem cu adevărat că Maicuța Domnului ne va ajuta, ne va tămâni rănile sufletești și pietrupești. Preasfinția voastră, mă plec în fața prezenței voastre, sfințindu-mă cu multe, multe bucurie duhovnicească, de mulțumire totodată că existați în viața noastră a fiecăruia. Și de fiecare dată ne-ați bucurat, nu numai cu prezența, cu binecuvântările aceiași, cu prezenturile aceiași, vă mulțumim ceea ce faceți pentru Basarabia și a spus-o deseori, un bun român trebuie să iubească și Basarabia noastră. Dacă suntem un bun, suntem buni români. Și diferențele voastre să nu uitați că eu am să vă fiu aproape cu darul Dumnezeu până la sfârșitul vieții mele. Și mai mare bucurie între mine în seara aceasta când vă văd dumneavoastră care sunteți podoaba bisericii noastre. Ce am face noi fără frăție voastră? Dar ce ați face frăție voastră? Fără duhovnic, fără preot, fără slujitori al darului care legate, deslegate, sunt în fața Dumnezeu cu preotul Duhovnicul Măleagă și Dezleagă părțate dumneavoastră. Rog pe milostivul Dumnezeu și Maicuța Domnului, iubiți credincioși, să vă numere chiar 2-3 pași de la poarta mănăstirii până în grădina Maicii Domnului, în acest loc Sfânt și Sfântul, unde își are locul Sfânt la Ecoane, pătrătoare de minun a Maicii Domnului. Vă mulțumim tuturor! Preasfințitul Părinte Antonie a mărturisit că a revenit cu mare bucurie în așezarea monahală din Dealul Mare, unde se află icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului.
slujbe și vă mulțumesc că este un motiv și o ocază și o bine să revine aici. Este un moment binecuvântat pentru că pentru mine revenirea la Dumnezeu este și o vânt de răspuns la dragoste Părintele tale Sfântul Basarabia. Nu știu dacă sigur că nu avem altă părinte care îndrepte atât de multe toate concrete cu asta, în cel puțin eu nu le consum dacă aș fi realizat. Și această dragoste a părintelui Basarabia și cu cei mai triști ca noi a fost roată la părintele părintele din Seminariaș, la podii, lacrime, la o pauză, a continuat cu Dumnezeu Sfinții sale în dragostea pentru cei sărmani și nevoiași a Părintelui Sfântul Părinte pentru cei care poate nu poate ajuta pe toți știu că inima Părintelui este mare în ea și toți din Maluși în Bărbuni loc și toți cei care au nevoie de ajutor și discuție știu că se îndreaptă către și către Mănăstirea Patrimoniului. Și, bineînțeles, pentru Patrimoniul tot timpul reușește sau are la dispoziție valori de care se ajute, dar plânge pentru ei și cu siguranță se va ajuta. Din darul care le aduceți dumneavoastră aici la Mănăstirea Patrimoniului, cu cunoștere de ochi din stares, cu generozitate, le trece pe Institut și acolo românii noștri pasăreni care, așa este cu amintele și amintele, trec prin încercări materiale mai grele și au nevoie de sprijin în acest sprijin. Și vă spun sincer că în multe case, prin darurile părintelui, simt, trăiesc, bucurie. Părintele a lăcrimat, ai simtul ei, ei acolo, s-au bucurat pentru dragul Părintele Sares. Părintele Sares, vă mulțumim propriu cu Dumnezeu ca rugăciune care a văzut dumneavoastră în Părintele Sfântului, Împărătorie de Folos pentru fiecare în Părintele noastre. Și anul Duhului Sfânt care a fost invocat în Ulei și în cele care au fost așezate pe noastră, să fie Împărător spre sănătoșire, spre pregătirea sufletului și a tuturor fraților noastre. Mulțumim, Părinte Stares, pentru această ocazie de a veni încă o dată la Hădănicirea Amintina, la ecoarea purgătoare de aici, de la Adumbu, și, în mod special, vreau să mulțumesc și la Hădănicirea Părinte Nova, pentru binecuvântare de a reveni aici. Sănătate tuturor, rugați-vă, rugați-vă de viața seara, nu lăsați cumva, nu amânați prezența la Sfintele Slujbe, la Sfintele Taine, la liturghia, la liturghia, fiți prezenți și rugăciunea să vă însoțească. Rugăciunea este respirația sufletului nostru și a bisericii în general și această respirație a Duhului. Oamenii au fost miruiți cu îndelemnul simțit în cadrul slujbei și s-au închinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.